ziua și Hristos a înviat. Stimată doamnă Raisa, da? Da. Bine v-am găsit. Noi suntem de la companie Porc Surprize și am venit să bucurăm această zi minunată, că sunteți o magiartă, da? Da. Așa, și în special vreau să vă mână această orhidee pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Aici aveți o tortă ca să vă dulcească sufletul dumneavoastră. Este soțul dumneavoastră, da? Da. Îți vă rog frumos, lângă soție. Așa, eu vreau să vă mână dumneavoastră această băutură ca să o serviți în cinstea sănătății soției. Așa. Dar vreau să vă întreb, vă dați seama de unde vine surpriza? Da. Și de la cine? Da, parcă așa, de Dviden. Bine, eu vă citesc un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. Fie ca astăzi, de ziua dumneavoastră și în toate zilele anilor care vin, să fie pline de dragoste, fericire, sănătate, multe bucurii și succese. Vă dorim ca dorințele să se împlinească, să aveți o viață lungă și luminoasă. Din tot sufletul vă dorim să aveți numai momente fericite, zâmbetul să vă însoțească peste tot, o viață plină de voie bună și lumină. La mulți ani, scumpă noastră, cu multă dragoste și respect, Victor, Luba, Olga și Sergiu. Mulțumim frumos! Așa. Aveți și dumneavoastră posibilitatea să le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire? N-am cuvinte. Mulțumim, Luba, Vitea, Olea. La toți, tot sănătate doresc. N-am cuvinte. Mulțumim frumos din suflet. Vă iubim. Știu că ne iubesc și ei pe noi și ne stimează, dar... Mulțumim frumos. Hai la mulți ani, pace să trăim. Hai să iubim.